Ce faceți vara aceasta? Ați plănuit o vacanță? Încă n-am plănuit, așteptăm că vara e lungă. Ne place și la București, când București e gol și e căldură și poți să stai la soare, să mergi la piscină. Avem și căței și prefer să stăm mai mult prin București acum, să vedem ce facem, cum facem. În timpul liber, ce activități vă place să faceți împreună? Împreună? Nu le facem chiar împreună, adică el face yoga, eu nu mai fac decât pilates, de două ori pe săptămână. El face yoga și eu fac exercițiile mele pe saltea sau cardio, dar facem în aceeași cameră. Acasă gătiți împreună, faceți curățenie împreună? Nu, curățenie nu, de obicei eu fac sau eu mă implic cu doamna și asta e treaba de femeie. Dar gătit tot timpul gătim împreună, ori se implică el mai mult și eu stau pe lângă el și l-ajut, ori gătim chiar împreună și aia e. Dar majoritatea timpului gătim împreună. Chiar de câteva zile n-am ieșit și am tot gătit acasă. Și ce ați făcut? Facem legume la tigaie cu sos, așa, cu tot, facem pește, facem grătar, facem salate, că noi și pentru noi salatele sunt un gătit împreună, așa, fiecare tai câte ceva, punem acolo, da, cam atâta, nu prea avem, nu știu, facem mâncări, ne face doamna ciorbă toată ziua, avem de două ori pe săptămână mâncăm ciorbă. Cum au fost acești 4 ani și jumătate de relație? Lungi, lungi și grei. Dar nimic nu se întâmplă cu... Toate se întâmplă cu un scop și nimic nu e întâmplător. Așa că le iau așa cum vin. M-au făcut mai puternică și oricum ne-au apropiat foarte mult. Orice problemă care a fost, tot timpul am fost mai apropiați. Am învățat că de multe ori când avem probleme, suntem mult mai puternici decât credem și nu ne certăm deloc. Deci tot timpul când e o chestie gravă, ne mobilizăm așa împreună și efectiv nu ne contrazicem, nu ne certăm, nu nimic. Deci merge foarte bine relația, pentru că funcționăm în stres amândoi foarte bine și în momente grele. Vă gândiți și la pasul următor? Poate o căsătorie? De 4 ani ne gândim la pasul următor, dar tot timpul s-au întâmplat tot felul de probleme și... poate când am avut ceva organizat sau o dorință, o chestie care vroiam să o împlinim, nu s-a putut pentru că a venit altă problemă.